Ne lămurim ce ne pregătește vremea în orele următoare, pentru că iată ne-am trezit în această superbă zi de luni, într-o iarnă încă. Bună dimineața! Bună dimineața, Nadina! Până la urmă, nu știu dacă este neapărat neobișnuit, suntem totuși trecuți de jumătatea lunii noiembrie. Ce se întâmplă însă în orele următoare? Ce spun meteorologii? Pentru început, încă din septembrie au anunțat astfel de fenomene pentru această lună, dar este totuși de vreme pentru aceste temperaturi scăzute și pentru ninsorile pe care le avem. Avem cod galben de ninsori pentru zona Moldovei, zona Carpaților Meridional, Oriental, Munții Banatului, Estul și Sudul Transilvaniei. Până la ora 22 aici vor predomina ninsorile. În Oltenia, în vestul, centrul și nordul Munteniei, meteorologii spun că la ora 10 ar trebui aceste zone să iasă de sub incidența codului galben și ninsorile să se transforme în lapoviță și ploi. Iar în Moldova, în estul și nord-estul Munteniei, vor predomina ploile, vorbim și de cantități de apă însemnate și este cod galben în acest sens până la ora 18. Bun, și ce se întâmplă cu temperaturile? Pentru că din nou sunt două întrebări. Dacă sunt atât de scăzute încât să se depună zăpada sau dacă se va forma poleiul, pentru că știm că este foarte periculos ca după zăpadă să vină ploile, dacă temperaturile sunt joase, vom avea acest fenomen extrem de periculos pentru șoferi. Avem zone și zone. De exemplu, în zonele în care vor predomina ninsorile, aici se va depune strat consistent de zăpadă. În schimb, de exemplu, la noi în zona capitalei există riscul să se formeze polei pentru că ninsorile au început să se transforme în ploaie și pe parcursul zilei de ploaie vom avea parte, posibil ca în timpul nopții să mai fie fulguieli slabe. Dar, oricum, temperaturile foarte scăzute, iată, vedem temperaturi de minus 1 grad prin nordul țării, prin Suceava, pe la Miercurea Ciuc, 2 grade, 3 grade prin sudul teritoriului. Sunt în timpul zilei acestea, nu da, noaptea. Da, astea sunt maximele de astăzi, iar noaptea vorbim de minime negative, predomină temperaturile negative în toată țara. Scăpăm după ziua de astăzi sau și mâine reluăm această experiență cu zăpadă, lapoviță și temperaturi din scăzute? Din păcate, noi în zona capitalei scăpăm, să spunem, mâine, pentru că poi mâine din nou se întorc ninsorile și aici și mai ales în noaptea de miercuri spre joi va ninge mai abundent, chiar spun meteorologii, iar în zona Moldovei, zonele montane, atât astăzi cât și în următoarele două zile, aici vor predomina ninsorile, dar vorbim și de vâna din an aceste zile, pentru că vântul va fi destul de puternic prin Dobrogea, prin sud-estul țării, va atinge la rafală astăzi viteze de 75 de km pe oră și avem vânt și în zonele montane, posibil pe creste să fie viscol. Deci tu ne spui că în aceste momente cel mai frig va fi Suceava, Miercurea Ciuc, Brașov, Sibiu, acestea sunt zonele unde oamenii ar trebui să fie pregătiți de temperaturi mai scăzute, nu? Da, și de zăpadă, strat de zăpadă. Și nu sunt vești bune pentru că și în următoarele zile, haide să vedem un pic harta cu precipitațiile, avem, de exemplu, mâine în sud-vestul și sudul țării vor predomina ploile și se vor strânge cantități de apă însemnate în zonele montane în Moldova ninsorile, iar miercuri ploile din jumătatea de sud a țării se vor transforma în ninsori, mai ales spre seară și în timpul nopții de miercuri spre joi. Mulțumesc foarte mult, Anca, ne revedem la ora 10 cu alte noutăți de ultimă.